Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Ioana Prustur Capitanu, iar astăzi citim din Doamna și Vagabondul, surpriza de Crăciun. Era săptămâna de dinaintea Crăciunului. Vagabondul și cățelușii se strânseră roată în jurul bradului împodobit de Jim și Darling. Știți ce sărbătoare urmează, așa-i? Întrebă Vagabondul și ochii îi licăriră. Cum să nu știm, tăticule? Spuse Schemp. Cățelul era voios, nevoie mare. Crăciunul era sărbătoarea lui preferată din an. Jim și Darling primeau o mulțime de musafiri care le urau Crăciun fericit. Dar cea mai frumoasă parte a sărbătorii era de fapt primirea cadourilor. De Crăciun, cățelușii participau la alegerea unui cadou special pentru mama și tatăl lor, iar faptul că îi se încredința o misiune atât de importantă îi umplea de încântare. Copii, știe careva dintre voi ce-și dorește mama voastră de Crăciun? Întrebă tatăl. Ce zici de o friptură de la restaurantul lui Tony? Sugeră Anet. Vagabondul clătină din cap. Sigur putem veni cu o idee mai bună. Trebuie să-i dăm un cadou special, spuse Colette, ca să-i arătăm cât de mult o iubim. Ce-ar fi să o întrebați ce-i place? Mormăi Schemp cu gura plină de la osul pe care l-o rodea. Vrem să-i facem o surpriză, îi reaminti vagabondul fiului lui și îl împinse cu botul de lângă cadouri. Ăsta e farmecul Crăciunului. Poate o să ne vină vreo idee la plimbarea de azi, spuse Anet. Vagabondul se gândi că propunerea nu era rea. Și în timp ce Lady se duse să tragă un pui de somn, el scoase puii la o plimbare prin oraș în căutarea cadoului perfect. Orășelul forfotea de oamenii ieșiți la cumpărături. Trăsurile lor lăsau șanțuri adânci pe drumurile înzăpezite. Câinii hoinăriră o vreme pe strada principală, uitându-se la vitrinele tuturor magazinelor. Văzură plovere, perne, seturi de perii, castroane și zgârzi. Dar vagabondul știa că niciunul dintre aceste lucruri nu e un cadou perfect pentru Lady. Voia să-i găsească ceva special, ceva de care să se bucure și care să fie numai al ei. Vagabondul și cățelușii continuară să se uite prin vitrine și la pachetele pe care oamenii le duceau în brațe. Doar le va atrage atenția ceva. Când soarele dădea să apună, vagabondul se întoarse spre pui și le zise: hai să mergem pe aleile mai puțin umblate și să scormonim prin gunoaie. În timp ce traversau strada, vagabondul observă ceva strălucind în zăpadă. Lucea mai strașnic decât un țurțur, întoarse obiectul cu laba. Sfinte jamboane, spuse el. Era un colier de aur cu diamante. Niște pietre mare brânză, spuse Schemp. Ce noroc pe noi, remarcă Anet. E măsura mamei, adăugă Colet. Brusc, vagabondul fu cuprins de îngrijorare și lăsă colierul să cadă în zăpadă. Diamantele se reflectară în cristalele de gheață. Dulăul se încruntă. Ce-i? Întrebă Schemp. Nu putem face una ca asta, mormăi vagabondul. Apoi se uită la puii lui. Îmi pare rău, copii, trebuie să înapoiem colierul. Nu e al nostru. Dar cui să-l înapoiem? Întrebă Colet. Zăcea în zăpadă, spuse și Anet. De unde să știm al cui e? Hai să-i căutăm pe proprietari, strigă Schemp. Veniți, copii, spuse vagabondul. Ducem colierul la poliție. O să știe ei cui să-l dea. Și urma de cățeluș o porni pe strada înzăpezită spre secția de poliție. Înăuntru era nebunie mare. Polițiștii alergau de colo până colo ca să răspundă la telefoane și să scrie rapoarte. Vagabondul se apropie de recepție cu cârtul de căței după el. Lăsă colierul să cadă în fața agentului de serviciu. Ce-i asta? Spuse polițistul, uitându-se când la câine, când la colierul de pe birou. Ridică bijuteria și studie pietrele prețioase. Vagabondul hămăia încet și dădea din coadă. Cățelușii stăteau nerăbdători lângă el. Tu l-ai găsit? Întrebă polițistul. Vagabondul dădu din cap. Bravo, ce câine bun! Exclamă agentul. Apoi luă colierul și începu să completeze un formular de față cu ceata de câini. Chiar în clipa aceea, în sediul poliției, dădu buzna o femeie. Ajutor, mi-a dispărut colierul, ofer recompensă. Polițistul îi aruncă femeii un zâmbet și îi flutură colierul prin fața ochilor. Vă aparține? Întrebă. Câinele aici de față l-a găsit pe stradă și l-a adus la noi. Femeia răsuflă ușurată. Mulțumesc, spuse ea și îl scărpina pe vagabond după ureche. Cum pot să te răsplătesc? Ham! Vagabondul fixă colierul cu privirea. O zgardă nouă, spuse femeia. Asta e. Îi luă pe câini cu ea și intrară în magazinul de alături. Vagabondul se apropie de teșghea și alese o zgardă de aur cu pietre verzi, aidoma colierului femeii. Pe asta o vreau, îi spuse femeia vânzătorului.
Veni și Crăciunul, familia se strânse în jurul bradului ca să deschidă cadourile. Jim și Darling se dădură în spate și urmăreau cum câinii adulmecau fiecare cadou învelit în hârtie de împachetat. Lady rupse ambalajul de la cadoul ei, când hârtia căzu, i se lumină toată fața. O, nu trebuia țipă bucuroasă cu ochii strălucindu-i. Lady stătu cu minte, cu gâtul aplecat, ca Darling să-i prindă zgarda. Când încuietoarea se închise cu un clic, Lady sări în picioare și se plimba mândră prin cameră, sărind de pe un picior pe altul și dând din coadă. Parcă era la un concurs de câini unde câștigase cea mai frumoasă zgardă din oraș. E adorabilă noua mea zgardă, spuse Lady. Ce surpriză frumoasă de Crăciun, dar și mai mult îmi iubesc familia. Îl împinse drăgostos cu nasul pe vagabond, apoi dădu câte un pupic puilor. Crăciun fericit, mămico, îi urară căței în cor. N-avea cum să nu fie un Crăciun fericit în familia lor, doar erau împreună. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.